Prieteni ai cântecului popular. Sunt Gabriel Dumitru, iar în data de 8 noiembrie, începând cu orele 19, vă aștept la Festivalul Maria Lătărețu, organizat la restaurantul de pe insulița Jiului, alături de ansamblul Maria Lătărețu al Școlii Populare de Târgu Jiu. Așadar, nu uitați, 8 noiembrie, orele 19, Festivalul Maria Lătărețu. Până atunci, toate cele bune! Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești, la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa. Am revenit pentru ultima parte a acestei emisiuni. Doi reprezentanți ai Complexului Energetic Oltenia care aspiră la un post de parlamentar, de deputat, domnii David Soiu și Severus Militaru. Domnul Militaru chiar a mai trecut prin Parlament. Că încercăm să găsim soluții pentru această companie, sigur că s-au concentrat discuțiile pe ceea ce înseamnă Complexul Energetic Oltenia pentru Gorj și pentru Oltenia, însă adevărata problemă consider că este ceea ce va fi după Complexul Energetic Oltenia, pentru că să zicem că ne propunem să mai existe sau vă propuneți să existe această companie un număr de ani, dar după ce se va încheia povestea mineritului, unde vor lucra copiii, urmașii celor de la Marea Ciu? Problemă este că nici acum nu sunt locuri de muncă. Și acum ne pleacă copiii. Pleacă în Banat, în Transilvania, în străinătate. Spun, nu este niciun loc de muncă creat în 20 de ani. Eu nu știu, de sfințate vă spun. Cred câte că sunt? Mai mult de 20. Deci n-am auzit, poate ați auzit dumneavoastră, dacă ați auzit, spuneți-mi și mie. Deci nu se poate așa ceva să ne plece copiii. Vă închipuiți? Păi, nu se poate. Și din minerit au plecat de două persoane, știu eu, în Timișoara, deci au plecat din minerit, cu salarii, și aveau aici salariul 19 milioane, deci om care la 30 de ani, și la Timișoara a luat 37 de milioane. Vorbesc în bani vechi ca să se înțeleagă. 37 de milioane plus bonusuri. Domnul Măruță, ați ridicat foarte bine problema, să știți. În primul rând, oamenii din minerit ar trebui să știe ce se întâmplă cu mineritul. Și asta este marea problemă și marele stres în zona de minerit, să știți. Cred că oamenii se conștienți că se va încheia. Oamenii, da, oamenii cu care stai de vorbă, toți spun, domne, ce se întâmplă.
mă întâlnesc cu ei la cariera lui Șuța și mă întrebă, Dumne, mai ține mineritul? Și oamenii trebuie să știe exact cam care este finalitatea. Deci cam când lucrurile se vor încheia în zona mineritului, pentru că sunt salariați la o anumită vârstă care trebuie să se gândească ce fac, pentru că ajungi la 52, 53, 55 de ani și nu te mai angajează nimeni. Și eu vă spun, sunt mulți salariați, că Roșiuța, dacă nu știați, vă spun eu, în ceea ce privește personalul, la un moment dat, și cred că și acum, era cea mai tânără carieră, ca medie de vârstă. Și aveam salariați cu la 33, 32, 35. Deci media de vârstă la vremea respectivă era vreo 34 de ani. Cred eu că prin 2008, da? Ei, oamenii ăștia au ajuns acum, după 8 ani, la vreo 42, 43. Ei, toți, sau marea majoritate, își pun această problemă. Ce fac eu cu copiii? Că mi-ajung copiii, sunt la liceu sau sunt aproape de liceu. Ce fac? Că poate în 5 ani, 7 ani, 10 ani, ajung după aia la 53, 55 de ani, cine mă mai angajează pe mine? Și mulți, vă spun sincer, au luat drumul zonei de vest. Timișoara, Arad, de zona Banatului, Cluj, unii s-au dus prin Cluj, deci încearcă să-și găsească acum cât mai pot, cât au o anumită calificare, cât mai pot, sunt în putere, da? Ei, astea sunt lucrurile. Pe de altă parte, de ce oamenii trebuie să înțeleagă și n-ar mai trebui să voteze PSD-ul? Păi, oameni buni, Victor Ponta a fost premierul României, oameni buni. A fost omul pe care gorjenii l-au trimis de 3 ori în Parlament. Urmează probabil să ajungă a 4-a oară reprezentant al Gorjului. Cred că premier nu va mai reuși să ajungă. Dar singurul lucru, sau poate cel mai important lucru pe care trebuia să-l facă Victor Ponta pentru gorjenii noștri, era un proiect important de infrastructură. Pentru că acesta crea premizele dezvoltării acestei zone. Gândiți-vă că noi nu suntem legați de niciun canal de comunicație. Mă înțelegeți? Și mă refer la infrastructură, da, la drumuri. Deci noi nu suntem legați de autostradă, nu suntem legați de un drum rapid. Și atunci cum să vină, domne, oameni? Cum să vină investitori în zonă? În campania electorală am fost cu primarul actual, cu Gigel Gianu, la domnul Falcă. Și domnul Falcă mi-a spus la un moment dat următorul lucru. Dom'le, eu am oamenii aici în parcul industrial pe care l-am vizitat, zic că am oameni care fac piese pentru cei de la Ford, la Craiova. Da? De ce credeți că oamenii ar trebui să facă piese aici la Arad și n-ar veni în zonă la dumneavoastră? Și răspunsul este simplu. Pentru că n-au infrastructură. Ajung poate mult mai repede pe zona respectivă decât pe zona noastră, la Craiova. Astea sunt lucrurile. Și astea sunt lucrurile cele mai importante. Dumneavoastră a spus foarte bine. Dom'le, CEO, la situația care este la ora actuală, probabil se va duce, din punct de vedere al numărului de salariați, din ce în ce mai jos. Sunt și resurse care nu o să mai fie și așa mai departe. Noi, politicienii, care vrem să facem ceva, trebuie să găsim alternative. Și după părerea mea, una din alternative este această treabă legată de infrastructură. Să creezi premizele ca investitorii să vină în zonă. Și acum merg în continuare și vă spun că PNL-ul are în planul lui o astfel de un drum rapid între Târgu Jiu și Filiaș. De ce Târgu Jiu și Filiaș? Pentru că de la Filiaș știți că sunt două benzi până la Craiova. După aia te leagă cu toate celelalte autostrăzi care sunt în discuție. E vorba de autostrada Craiova-Pitești, care deja a fost demarat studiu de fezabilitate. E vorba de Coridorul 4, care vine din zona Timișoarei și știți că vine până la Craiova, după aia se duce înspre Calafat. E vorba de Pitești-Sibiu. Deci cam toate județele din Oltenia vor fi traversate de o autostradă. Ori noi, Gorjul, nu avem nici măcar un drum rapid. O să vă spune și Claudiu că și PSD-ul are același proiect cu drumul rapid. Da, dar PSD-ul, spre deosebire de noi, PSD-ul a fost la guvernare aproape în tot timpul ăsta. De pe vremea domnului Grea. 4 ani de același lucru, să spun. Același proiect. Același proiect. Da, da. Același proiect. Păi da. Și mixul energetic. Dar să știți că e de vină și lumea. Că tot pe ea aleg. A trebuit să-l voteze pe Trump. Dacă vin frumos, ia le tot pe ei. Păi uitați ce se întâmplă, dezbaterea de la ora actuală, care este cu salariile, da? Și aici este, dacă vreți, putem să avem o dezbatere pe tema asta. Deci, nu spune nimeni că nu e nevoie de salarii în învățământ, în sănătate. Toată lumea știe că
acești oameni, unii sunt, sau cei din învățământ sunt cei care ne dau educația copiilor noștri, unii, ceilalți din sănătate sunt cei care au grijă de sănătatea noastră și a familiilor noastre și e normal să ceară oamenii să aibă dreptul la salarii decente și la salarii mai mari. Dar ce înseamnă a da salarii forțat la ora actuală, adică a forța bugetul? Înseamnă să tai de la investiții, investiții care de fapt ce ar însemna? Exact asta ar însemna. Și asta face România de 26 de ani. Adică taie dintr-o parte și pune în partea cealaltă și normal că nu va exista dezvoltare. Deci pare un ping-pong. Da, mai tăia de da pare un ping-pong, dar este, este adevărul adevărat. Da, de 5 ani au mai fost investiții? N-au fost nici investiții. N-au mai fost investiții. Au fost niște stadioane. Dar nici măcar proiecte eligibile, să știți, pentru a lua fonduri europene. O să măcar să facă pe ăștia, să facă licitații. Avem un stadion în construcție la Târgu Jiu. Un stadion la Craiova. Și nu avem echipă. Auziți stadionul ăsta? Ați văzut investiții în infrastructură. Păi știți cât costă întreținerea lui? 2 milioane de euro. Așa costă la Cluj Arena. Păi, bănuiesc că dumneavoastră, păi domnul Militar, o să vă faceți o firmă și o să vă ocupați de întreținere. Dacă... Păi cine plătește primăria? Primăria n-a făcut nici în Târgu Jiu multe, dar să mai facă... Nu, dar eu sunt destul interesat de acum de viitoarea parcare, de viitorul hotel, de la stadion. Deci... O să fie deci, investiția. În vedere lucrul. Nu e un lucru rău investiția în stadion, să știți. Nu asta este problema. Problema este că trebuie să vedem prioritățile. Care sunt prioritățile noastre? Că exact cum discutam și am văzut că e un spațiu public această discuție. Da, facem stadionul, dar uitați ce se întâmplă cu echipa. Și nu numai că se întâmplă, se pare că nimeni nu răspunde. Deci se întâmplă ce se întâmplă, dispare echipa, dar nimeni nu răspunde de ceea ce se întâmplă cu echipa, da? Dați-mi și mie 5 firme din Târgu Jiu, din Gorj, care să susțină echipa asta. Spuneți-mi numele lor. Păi nu, întrebarea, cred că întrebarea ar fi următoarea. De ce nu susțin aceste firme? Păi echipa? Păi pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la echipă, da? Ce s-a întâmplat? Echipa nu mai are bani. Banii s-au dus pe diverse lucruri. Mai bune sau mai rele. Dar se pare că mai rele pentru că a intrat în insolvență, da? Sunt multe lucruri de discutat pe tema asta, dacă vreți. Nu sunt firme puternice care se... Faptul că se face o investiție și că investiția se face în Gorj nu este un lucru rău. Deci sunt firme care câștigă, sunt oameni angajați, sunt locuri de muncă. Nu este o treabă rea. Problema e de prioritizare. Asta este. Să știți că și domnul Călinu folosea același termen. Avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să trăiți. Vă salutăm și noi. Aveți întrebări pentru invitați? Un comentariu de făcut? Nu am niște întrebări, dar văd acolo titlul cine luptă pentru gojeni în Parlament. Nu luptă, domnule, nimeni. Deci rușine, nu pentru invitații, să asculte și le pun și o întrebare. Rușine să le fie, au ajuns în Parlament, de atâta ori am avut persoane importante și au bătut și eu de noi. Gojeni suntem de râsul lung. Nu avem locuri de muncă, domnule, avem copii. Cu ce se ține, domnule, îi fac stadion în Târgu Jiu? Cine mai joacă? Eu dar maturii terminați. Cine a furat destul, se știe de ei. Și-au scăpat. Acum o să termine și cu complexul și s-a achitat Gorjul. Gata, nu mai e nimic. Nu avem investiții, nu avem nimic. Drumurile trebuia făcute de azi de zile. Vorbesc de drum, de autostrăzi, deci da, trebuia făcute de azi de zile, domnule. Păcat, rușine să le fie. Ne trebuie oameni serioși să organizeze, să vină în teren, să vină în state, să vadă cu ce probleme ne confruntăm, avem copii, avem, unde să ne mai ducem? Termină copiii școala, unde se trimite domnul Măruț? Au închis profesional, au închis tot. Spune dumneavoastră dacă... Și ei vin să-ți bag la televizor, că nu fac nimic, sunt niște voci. Și-au bătut jos de oameni, de gojeni. Păcat. Acolo în votare, îi rog pe gojeni nici să nu se ducă, să nu se uite în ochii lor. Pentru că ne mint, ne pe oameni serioși. Să ajungă să ne reprezinte și pe noi, că nu suntem cu noi. Dacă aveți o întrebare, o întrebare pentru invitații din această seară. Ce se întâmplă de un invitat? Văd că să fiți cu tare de stadion, de o mare, nu știu ce să ne întâmplă. Am înțeles. O seară bună să aveți în continuare și sănătate.
Iată, oamenii au așteptări, indiferent de... Dumnezeu, să știți că au dreptate. Au dreptate pentru că... Nemulțumiți. Dacă promiți la oameni cei care au fost în colegii. Și acum, mai sunt care au fost parlamentari și participă din nou, da? Au senzația că și au promis pe care că se duc măcar o dată pe an să ducă, domne. Să-i întrebe sau să facă, aducă un investitor în câteva localități. Investitori, că să știți că sunt. Dar trebuie să-i aduci, să vezi ce facilități creează comunele respective sau orașele respective, că toată lumea umblă după facilități. Că de-aia a spus domnul militarul de aia la Arad. Dar probabil au și facilități. 5 ani de zile pe o perioadă de timp. Poate că sunt parcuri industriale. Sunt facilități la nivel local, facilități naționale. Da. Că probabil făcea un Craiova atunci. Da, zicea sau mai fac că un drum care îi duce mai repede la Arad decât la Târgu Jiu, probabil. Pot să răspund și eu la ce a spus telespectatorul? Vă rog. Deci, în primul rând, îl salut cu respect, are dreptate, dar soluția nu este aia pe care a dat-o dumnealui, ca oamenii să nu iasă la vot. Oamenii au posibilitatea, odată la 4 ani, să-i sancționeze pe politicienii care n-au făcut nimic pentru ei. Păi, dar pe lista par tot ăia. Numai puțin, domnul Măruț, pe lista par tot ăia. Da? Vedeți și dumneavoastră și, în general, noi românii, toți ne pricepem la politică, dar uităm să vedem că nu e corect să generalizăm. Haideți să ne uităm cine a condus Gorjul, oameni buni. Cine a condus Gorjul din 90 încoace? Păi și eu ce vă spuneam cu tot aia? Păi dar de ce să generalizăm când se spune că toată lumea... Toți politicienii sunt hoți, toți sunt niște nenorociți, toți s-au dus și au în Parlament, n-au făcut nimic și așa mai departe. Ziceți-i dumneavoastră pe cei care au făcut atunci. Uite, unul sunt eu care am făcut. Și am făcut lucruri, zic eu, nu extraordinare care să te dea pe spate, dar sunt niște lucruri care le-am făcut. Am stat de vorbă cu fiecare primar, am trecut pe la fiecare primar de fiecare dată, am adus bani în colegiul respectiv, când am candidat, știți că am candidat uninominal. Deci la cariera Roșiuța am avut o problemă care s-a rezolvat în perioada mandatului și o problemă care trena de 10 ani, e vorba de Halda Știucani. Sunt mai multe lucruri, sunt lucruri care nu se văd, care nu poți să iei să spui că le-ai rezolvat tu. Și marea mea problemă asta a fost, că n-am ieșit să mă laud, am făcut aia, am făcut aia. În Motru au venit investiții între 2008 și 2012, perioada de criză, au venit de peste 350 de miliarde de lei. În perioada asta, 2012-2016, în care PSD a avut, hai să zic 2015, în care a avut tot, de la, deci tot, absolut tot ceea ce înseamnă ce putere, nu s-a făcut ce aproape nimic, nicio investiție. Facem pariu că dacă se închide cariera Roșiuța, se închide cariera lui Poia, Motru va fi pustiu? Da, nu trebuie să facem pariu. Păi și spuneți-mi pe ce ați dat 350 de milioane, în ce le-ați investit? 350 de miliarde. Miliarde, mă. Da, rapid vă spun, e un program, îi zice, planul integrat de dezvoltare urbană, a costat 3 milioane jumate de euro, da? Acoperirea blocurilor în Motru, care a costat aproape 40 de miliarde, deci încă 1 milion de euro. A fost iar o stradă care s-a reabilitat de vreo 14 miliarde de lei vechi. După aia s-a făcut parcul de agrement, 64 de miliarde, atât a fost proiectul. Am înțeles că s-a adjudecat pe la vreo 45. S-au mai făcut câteva străzi, e la fel, iar investiții care s-au făcut. Sunt de acord că, cu dumneavoastră. Nu sunt că nu e niciun loc de muncă în ce ați denumerat dumneavoastră. Rămân și străzile, da. Rămân și blocurile acoperite de oamenii pleacă. Ascultați-mă, dacă nu au unde să lucreze. Lucrurile de muncă, cum v-am spus și înainte, lucrurile de muncă trebuie să creezi premizele ca investitorii să investească. Nu, domnule, acolo trebuie să creezi locurile de muncă, efectiv. Locurile de muncă nu ai cum să le creezi. Ba da, trebuie să ieși din birou, să duci muncă... investitorul de mână acolo. Toată lumea luptă pentru locuri de muncă și pentru investitori. Trebuie să ajungi în situația în care te duci, să le iei de mână, să-l aduci la tine în oraș. Da, de acord. Da, așa de foarte, greu este. Foarte bine spus. Nu mai merge că, domne, am făcut aici o împrejmuire, am apă, țeavă de gaze și nu știu ce, hai să vedem cine vine. Nu mai merge așa. Da, domnul Măruț. Trebuie să ieșim, să ne ducem după ei. Trebuie să facem respectivele lucruri. Exact cum spus răzul dumneavoastră. Alea sunt, deci trebuie să-i aduc, la nivelul unui sunt parc industrial sau la nivelul unei zone, să-i pun la dispoziție toate lucrurile. Nu numai Târgu Jiu și Motru caută locuri de muncă. Și toată țara. Toată țara, și normal, Moldova, și... fără discuție. Deci nu mai merge așa că am făcut, avem un pătrat acolo cu gaze și... Auziți? Da, e facilitățile de care spuneam. Legea lobby-ul. Da, știți că la Motru, o secundă, că termin imediat. Știți că la Motru deja s-a aprobat un program de minimis, un program care creează niște facilități suplimentare față de ceea ce poate să acorde primăria. Da?
Sunt în discuție iar alte, un alt program de minimis legat de valoarea investiției. Acel program de minimis este legat de numărul de locuri de muncă create. Discutăm în continuare să creăm exact ce vă spuneam și spun din nou, premizele pentru ca oamenii să vină acolo și după aia ne ducem și aducem și le prezentăm ceea ce putem să le oferim noi. Asta e ideea. Mai avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, domnul Măruță, și salut invitații pe care îi aveți în emisiune. Bună seara. Aveți de făcut domnul un comentariu? Măruță, aș dori și eu să ridic o minge la fileu, pentru că văd că mai toți politicienii vin și evită acest subiect care dumneavoastră ridicați, creiere de locuri de muncă, dumnealor zic aducere de investitori. Păi, domnule, pe segmente mici, aceste lucruri nu contează și nu sunt atractive. Uitați-vă și dumneavoastră ce se întâmplă în România zilelor noastre. Și aș vrea să ridic la fileu următoarele lucruri. Cele mai ponosite, cele mai tăvălite categorii sociale din România sunt cele trei. Cele din învățământ, cele din sănătate și pensionarii, domne. De ce, domne? Pentru că aici este o plajă mare de voturi și aceste categorii sociale sunt tăvălite din 6 în 6 luni. Adică, bacăle dă bacăle ia, bacăle dă bacăle ia, bacăle redă pensii, bacăle cresc, bacăle crește salariul la învățământ, bacă la sănătate. Înainte de toate alegerile, le crește la toți salariile. După alegeri, se constată că n-au sustenabilitate și trebuie să le ia nu ce le-a dat. Și nici au mai avut. Și uitați așa începe circul ăsta și bătaia asta de joc în țara românească și bătaia de joc față de români și nimeni nu are curajul să dea cu pumnul masă să spună, băi, fraților, nu vă mai lăsați amăgiți de aceste chestiuni, pentru că totuși în aceste categorii sociale sunt oameni cu carte, oameni bine pregătiți, oameni cu experiență în viață. Și uitați așa, avem circ continuu la televizor și nimeni nu spune că de unde să le dai când doar pe consum, dacă nu produceți locuri de muncă pe producție. Și aș vrea să văd și eu un punct de vedere al invitațiilor dumneavoastră vis-a-vis de cele ridicate de mine în emisiunea la dumneavoastră. Și vă urez o seară plăcută. Am înțeles, mulțumim deci, pentru intervenție. Ca să nu se mai întâmple, 5 minute. Da, să nu se mai întâmple lucrul acesta, trebuie sistemul unitar de salarizare în domeniul bugetar. Nu în fiecare an mai dă 10%, mai dă 15%, că știți ce se întâmplă? Se întâmplă ca un contabil din la sănătate să aibă mai mult decât un contabil de la învățământ și nu e nicio diferență, că tot economist este sau contabil, da? E, dacă ar fi sistemul unitar de salarizare, n-ar mai avea treabă. La fiecare ar merita, după merit. Funcționarea statului. Păi, bineînțeles. Deci în sistemul bugetar. Asta ar fi. În al doilea rând, să știți că dacă au văzut că merge, politicienii au văzut că merge lucrul ăsta și cu pensionarii, dacă dă ceva, hai că merge, dacă și la învățământ și la sănătate, dacă merge la români... Pare o rețetă. Încearcă. E o rețetă, da. Deși n-ar trebui. Că e creștere economică. Ce creștere economică? Pe consum. Sau multinaționale care exportă profitul. Că nu se vede creșterea economică în buzunarele oamenilor. Vorbea de locuri de muncă. Da, este. Cum realizăm locuri de muncă? Și cu locurile ăștia de muncă. În primul rând trebuie legea învățământului să facă, să revină la școlile profesionale. Că nouă ne trebuie... Și se facă un plan în educație acolo. În învățământ. Mă, ce ne trebuie în județul cu tare, pe țară, și medici cât trebuie, asistenți cât trebuie, ingineri cât trebuie, juriști, strungari, lăcătuși, sudori. Și atunci alt ar fi treaba. Nu vedeți că sunt foarte mulți care nu termină liceele. Că nu ia bacul. Dar pleacă străinătate și fără liceu. Și fără nicio meserie, să știți. Nu este corect ce se întâmplă. Iar cu locurile de muncă se pot crea, în primul rând, trebuie folosite fondurile europene. Trebuie neapărat folosite, că sunt 40 de miliarde din 2014 până în 2020. Și în infrastructură trebuie folosite și pentru locuri de muncă. Să știți că de ce se export lână la turci? Pe nimic.
sau să dai laptele mai mult, au vândut animale, că au zis că taxează laptele. Fă fabrici de lapte, dar ca să faci din ăștia, trebuie în primul rând să te lupți la București să găsești desfacerea. Să știți că dacă s-ar uni toți parlamentarii să, să ducă în ministere, Ministerul Dezvoltării și Ministerul Agriculturii, tu te scoate pe ușă și intri pe cealaltă. Dar să rezolvă în județ. Măcar câteva firme, domnule. În domeniul lactatelor, în domeniul fructelor de pădure, gemul, probleme, ziceți, de textile. Ce se poate în Gorj? Probabil proiectul PMP. Concluzia, pentru că suntem... Și trebuie ajutat, domnule. Trebuie ajutat oamenii, să știți, și localitățile. Trebuie ajutate și de guvern. Pot să zic și eu 10 secunde. Vă rog, deci PSD-ul, ca de obicei, amăgește oamenii. Oamenii trebuie să înțeleagă un lucru. Dacă vor în continuare să rămână săraci, așa cum sunt, în zona Olteniei și în zona Moldovei sunt cele mai sărace zone din țară, să voteze în continuare PSD-ul. Claudiu, o concluzie, 10 secunde. După concluzia mea este următoarea. Cei doi invitații noștri sunt specialiști în minerit, au experiență. Sper ca, dacă ajung în Parlament, să facă în așa fel încât să reușească să, nu știu dacă e posibil, să depășească interesele marilor companii concurente ale CEO și să-i pună pe cei de la ANR, de exemplu pe domnul Havrileț, care n-a reușit să-l schimbe nimeni de nu știu câți ani, să-l cheme la masă acolo și să îl tragă un pic de mânecă cu privire la atitudinea față de complexul energetic Oltenia, că de aici plecasem. Este foarte important acest lucru. Însă, așa cum spuneai și tu, Grigorescu zice că ne bazăm în continuare pe cărbune, după aia iese un secretar de stat, pentru că și în minister sunt foarte mari interese, iese un secretar de stat și face lobby pentru energiile regenerabile. E loc de un gorjean la Ministerul Energiei? Nu am mai fost gorjean la Ministerul Energiei, bine, la Ministerul Economiei pe vremea aia, de mult timp. Nu vedeți că nu a reușit... chiar un ministru gorjean la... Deci, domnilor, nu a reușit să intre în ANR, deși se promisese postul de vicepreședinte domnului Rodin Traicu de la Mehedinți, până la urmă. Deci interesele acolo sunt uriașe, ca să nu vină nimeni din zona Olteniei care are interese ca ce o să meargă bine, să le strice alora jmenurile din ANR cu privire la energiile, la companiile care activează în energiile astea regenerabile, sunt subvenționate de statul român și de noi, până la urmă, plătim și în factura de electricitate acolo un mic procent pentru... Să vedeți ce problemă să fie cu certificate verzi la anul. Pentru că e surplus pe piață și mai ales că s-a redus, știți, până în 2017 și după aia vor reveni la normal. Să vedeți ce probleme să fie. Pentru că sunt unele unități care sunt scutite de... Cum e Sidexul, mi se pare Slatina. Cine le ia? Sunt probleme mari, dar ce da. Trebuie să îi alegem pe cei mai potriviți parlamentari, deputați, senatori pentru Parlament să se confrunte cu aceste probleme și să le rezolve și nu doar să se concentreze pe problemele și pe afacerile personale. Atât în această seară, rămâneți cu Tele3 numai.